Băi, să nu mă sperii, băi! Nenea asta... L-am îmblânzit! L-ați îmblânzit? E în haine bărgate acum! Nu! Ascultă de ordine, da! Unde-l duci, acolo stă! Dar ăsta! Și cum facem fără politică? Fără politică? Fără politicieni! Cum guvernăm țara? Cum facem guvern? Păi, dar cum o guvernează politicienii? Asta mă întreb și eu, cum au guvernat-o, au dus-o prin țări străine, da? Câți cetățeni de-ai țării noastre sunt prin lumea largă? Câte milioane? Mai bine era pe timpul lui Ceaușescu, că erai cu pașaportul arestat și n-aveai voie să ieși nicăieri? Domnule, depinde. Depinde ce înțelegi. Nu l-a omorât tot ai lui? Posibil, dar pentru omul de rând, cum era mai bine? Cum e liber, acum aș poate pleca oriunde să-și caute păi fericirea sau... Gol? Sau e ca pe timpul lui Ceaușescu, într-o izolare... Buzunarul gol? Pune se duc. Atunci nu aveai acces la informare, nu, acum nu, ai acces la informare, dar e aceeași mărie cu altă pălărie. Uite, omul se exprimă acum în direct, pe internet, pe timpul lui Ceaușescu, puteai să te exprimi direct pe internet? Sau undeva, făceai samizdat și fundai pușcăria. Asta, pentru că au murit oameni pentru atunci dreptul la liberă exprimare. Aceea aveai locuri de muncă, camarazii mei, fiele țări în aușoare. Doamne, din anume punct de vedere, din anume, într-o direcție, era un fel și din altă direcție, era altfel. Acum nu, păi hai să revenim, să revenim la îndemnul ăsta, cetățeni, salvați-vă țara de politicieni. Și atunci ce facem, cum guvernăm țara fără politicieni? Cum alegem? Prin loterie membrii guvernului sau cum? Nu. Specialiști. Cine face concursul? Alți specialiști. Păi da, specialiști între ei. Pentru că e nu să dea examen. Cum se intră în facultăți corect vorbim? Sunteți mulțumiți de Academia Română? Lasă, de Academia Română, că acolo specialiști, sunt oameni de știință. Nu sunteți satisfăcuți? Nu sunt specialiști de conducere. Academia e științifică. E care? Păi, nu prea științifică, e mai mult o are pe mafiei de la guvernare. Academiile sunt specifice. Sunt specifice nu pentru conducerea națiunii, ci pentru știință. Ce alți specialiști în treburile publice ați găsit decât partidele politice? Cum partidele rezolvăm? Fără politicieni, cum rezolvăm treaba guvernării? În care funcție? Că sunt multe. Sau dumneavoastră să fiți singurul dictator monarh? Singurul monarh, singurul decident în țară, da? Dar acum în conducere? Nu sunt, dar tocmai asta e salvarea, că sunt mulți și-s diferiți și dau... Păi cu stângul în dreptul și măcar nu ne fură unul. Sunt uniți care au făcut o Constituție pentru a facilita hoția, prostie și niciun. Deci n-am găsit o soluție. Fără politicieni nu prea avem ce să facem. Dacă îi îndepărtăm, găsim oameni de calitate, că oamenii de calitate n-au... Dar oamenii tehnici. Oamenii tehnici. Ăștia sunt. Deci v-a plăcut guvernul tehnocrat, mai bine. Nu, păi nu e vorba, ăla n-a fost tehnocrat. Nu, păi... Oamenii... Cine să formeze guvernul? Guvernul, cine să guverneze țara? Ce fel de specialiști? Cum să-i aleagă? În familie. În familie. Cine ia decizia? Dar cum îi votează? Se consultă mama cu tata, întreabă și copiii și de comun acord să iau decizie. Și ei de ce nu fac lucrul ăsta? Că sunt mai mulți. Sunt câteva milioane. Nu știe care se pune mai de care. Deci trebuie să existe un sistem. Iată s-a inventat sistemul politic de-a lungul secolilor. Unul mai bun de atâta nu știu dacă a fost găsit. Decât care? Decât sistemul politic, de partide, concurență între ele, alegeri periodice, cum altfel? Să decidă majoritatea. Dai un pic, să ne înțelegem. Păi? Pentru că tu vrei să-i spui, dar am avut... După 89, dezvoltată o clasă politică decât ochelari de cal? Avem diverse încercări. Iată, omul zice care că nu avem nevoie de politicieni. Ce facem? Dacă, cum facem guvernul fără politicieni? Nu să fie salvată țara de de acești politicieni care de anumiți politicieni care sunt nocivi, care sunt contraproductivi, de toți, de toată clasa politică. Vrei să spui că clasa politică în momentul de față corespunde societății? Nu, dar ce facem, cum rezolvăm problema fără clasă politică? Păi fără clasă. Îi băgăm pe toți la pușcărie, cum formăm guvernul? Nu-i băgăm la pușcărie, că
să bagă singur. E, nu se bagă singur, după cum vedeți. De ce nu? De ce? Păi i-am îndemnat eu să... Să fure? Să mintă? Își bată joc de ceea ce au promis. Ei pretind că n-au furat, că n-au plagiat, că n-au spus minciuni. Nu, nu. Dar realitatea, că sunt hoți, dar realitatea, realitatea o spune. De ce? Domnule, cetățeanul de rând? De cetățeni români avem peste hotare. Da? Jumate de teren agricol de... în lumea întreagă, da? Pădurile sunt devastate. Așa, alte bogății, nu mai spun. Asta e proastă guvernare. Împrumut, e pe vremea clasă politică necalitativă, coruptă. I-a tăiat capul la, la măcelărit. Nu mai avea țara datorie la nimeni. S-au aproape pe zără. Dar, din potrivă, aveam avea plus valoare. Avea creație. Aveam plus valoare. Acum, câte miliarde de euro e datoare țara? Multe. Cam câte? Altfel, nu știu, multe, foarte multe. Dar altfel nu putem construi autostrăzi. Nu avem... 90. Și cine îi va plăti acești bani? E datoare, copii, nu sunt noștri. Dat, cu ce dat pomană. Nu păi sunt dat pomană. Sau falimentăm și ne iartă datoria. Cine se te ierte? De multe ori... Grecilor cum le iartă acum, când au ajuns în pragul falimentului? Bunul Dumnezeu nu te iartă, pentru că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Asta e ca Ianus cu două fețe, și pe o parte și pe alta. Dacă vă pasă, domnilor, veniți lângă noi ca pe 22. Ăsta ne înghite pe toți, până acum mai multe jumate ne înghite. Da. A, ăștia. Nu vrem să fim o mafie de hoți! Nu vrem să fim o mafie de hoți! Lasă-te-i